Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului și Poliția Locală Timișoara au fost ținta unui atac cibernetic asupra serverelor pe care rulează mai multe sisteme informatice. Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă și a fost detectat de sistemul digital de securitate. Specialiștii primăriei au declanșat o serie de contramăsuri radicale cu ajutorul firmelor de specialitate contractate de municipalitate, astfel că a fost oprită compromiterea întregului sistem. Nu există indicii că atacatorii au extras date cu caracter personal din sistemele afectate. Primăria Timișoara a raportat incidentul imediat autorităților. Atacul se află sub investigația experților în securitate cibernetică din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Scopul atacului a fost criptarea și blocarea sistemului informatic al primăriei. Este o formă de criminalitate unde atacatorii cer apoi sume imense pentru deblocarea sistemelor. Măsurile de resetare a sistemului au fost aplicate de specialiștii municipalității pe tot parcursul weekendului, iar primăria colaborează cu autoritățile responsabile din domeniul securității cibernetice pentru revenirea la o completă funcționalitate a sistemelor. Toate serviciile online ale primăriei funcționează normal, de la portalul unic la certificatele de urbanism, programările online la evidența populației, sesizările și bugetare participativă. Pentru reluarea serviciilor interne, măsurile sunt încă în derulare în colaborare cu DNSC. Pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara este temporar suspendată încasarea taxelor și impozitelor locale online sau cu cardul la ghișeu. Plata se va putea face numerar la ghișeele DFMT și la camera 12 a primăriei, începând cu orele prânzului. La poliția locală, sesizările online sunt suspendate temporar, fiind preluate în continuare telefonic la dispecerat. Investigația este în derulare, astfel că mai multe detalii vor fi comunicate la finalizarea acesteia.